Să luăm de la
Și cartea este eu, ești cu televiziune. Cornel Gal. De ce plac cărți? O secundă, ai un program la carte, pare mi se că nu ai. Nu. Așa, Gelo Dorian, directorul... La el o fost simplu. Am avut și eu o carte anul trecut, dar nu, Victor, pentru Victor nu contează. A, să vorbească. Cornel. Să vorbească ce? Pe o carte anul trecut. Program, nu sunt program. Domnul Cornel, puteți vorbi despre cartea. Și nu mai vorbește eu, până-i din rând. Se poate, asta se poate. Fiecare să vorbească, nu ce. Bun, deci urmează un om important în cultura română, vorba de Gelu Dorian Botoșan, directorul revistei Hiperion, un om care are, cred că, vreo 25 de ediții de festival, la care eu nu mă ridic nici la jumătatea de este formator de opinie culturală, un om deosebit, deci îl rugăm să spună în continuare de cele 5 minute. Ei, poate 3, gata. Nici chiar. Bună ziua și bine v-am regăsit. Eu n-am mai fost la Avangarda 22 din 2006. Între timp s-au schimbat multe lucruri în mine și la acest Festival Național de Literatură. Am fost invitat acum să prezint o carte a mea. Mie nu prea place să vorbesc despre cărțile mele, eu le scriu și vorbească alții de vor vrea. Desigur, este aici Vasile Spiridon, care știe foarte bine cartea mea, la fel și Ioan Bolban, care a și scris, așa, și ar putea ei să vorbească. Dar cum timpul este scurt, cartea mea, Închis fereastra și zbor, o carte de poezie, a apărut anul trecut la editura Paralela 45, are un an de când a apărut, este deja o carte epuizată, un tiraj epuizat, am un exemplar pe care vreau să-l și iau, să-l duc la Cluj. De aici plecăm la Cluj, la Feslit, unde de asemenea prezentăm cărți de citaluri în licee, cum am făcut azi dimineață, grupa în care eu am făcut parte, la Colegiul Național Ștefan cel Mare. Cartea mea de poeme se prezintă de eventual singură pentru cei care o au și care au citit-o. Aici, de față, în acel mic stand, nu pot să spun eu, chiar nu pot să spun nimic despre care, decât că am scris-o în câțiva ani de zile cu poeme adunate, lăsând calculatorul să facă sumarul cărții. Dacă veți vedea, sumarul cărții este unul alfabetic și așa a rămas cartea și chiar a picat bine pentru că s-a ordonat pe o structură pe care aș fi dorit-o și eu și a rămas așa. Sunt poeme mai vechi, mai noi, adunate dintr-un soi de resturi de la alte cărți și cu poeme, nu pot să le definesc eu, sper să vă placă dacă o veți citi. Despre carte nu mai zic mare lucru, dacă când vor lua cuvântul criticii de aici și să spună o vorbă, ar fi foarte bine. Eu, la Botoșan, mai editez această revistă, Hiperion, care s-a născut în Bacău, în corpul revistei Ateneu, în 1982, are 35 ani de apariție. În 90 ianuarie, chiar în decembrie 1989, am adus-o la Botoșan și am renumit-o Hiperion, așa cum am vrut, de fapt, inițial să se numească. Apare trimestrial, Spirul Consiliului Județean Botoșan, prin numărul lui Cotești, o să lase exemplare aici să o citiți și, eventual, să ne scrieți și să vă trimitem revista la cei doritori. Cam asta sunt cele 5 minute și vă mulțumesc pentru ascultat. Mulțumesc și noi. Este a 10-a mea carte, care o public. A apărut la editura Junimea, anul trecut. Cartea are 4 secțiuni. Spații interioare, spații exterioare, spații interzise și ultima secțiune care se cheamă Fața la zid. Este o carte de inedite, care am scris-o, cred că, în 2-3 ani.
De altfel și în felul ăsta public, o carte cam la 3 ani. Mare lucru, nu știu ce v-aș mai putea spune, doar am să vă recit un poem, ca să completez, să mă apropie de cele câteva minute, care spune așa, sunt bine. Îmi închipui că sunt bine. Stau în mijlocul casei ca un faraon în inima piramidei, copleșit de zilele care vin. Mă amăgesc cu varul pereților, cu ferestre clare, cu ușile bine închise. Îmi rotesc privirea prin cameră ca un vultur care țintește după o pradă ușoară. Și aștept, parcă aș trăi un timp fără amarge. Încet, încet, rugina se adună pe oase, închipuind ziua de mâine. Într-o cană cu apă îmi caut vindecare. Cobor de la etaj la parter, nu sunt singur. În jurul meu, o mare de suflete își caută țărmă. Sunt bine. În taină visez la o dragoste mare. Vă mulțumesc! Urmează poetul și eseristul Liviu Mușălean, director de mișcare literară din Bistrița, de asemenea om de strag, dar e mai bine să renunțăm la etichete. Prezentăm pur și simplu că și așa după o prostie. Deci Olimpiu Mușălean. Bine, eu nu știu dacă m-am așezat bine aici, nu am venit cu o carte, voi zice două cuvinte despre revista de la Bistrița, Mișcarea Literară, care apare, împlinește anul ăsta 15 ani de la primul număr, o revistă care a preluat un numele revistei lui Liviu Rebreanu, scoase la București în 1924-25, atunci era un săptămânal. În fine, în reviste, ca în orice revistă publică, am de toate, poezie, proză, eseu, traduce, însă în fiecare număr avem un dosar dedicat unui scriitor. Acum, în ultimul număr apărut, avem un dosar George Coșbuc. Nu știu dacă îl mai citiți sau nu pe Coșbuc, dacă vă mai interesați de opera sa. E un poet care, iată, la Bistrița, în urmă cu o săptămână, a fost omagiat la 150 de ani de la naștere. Eu, fiind elev, am avut prilejul să particip și la centenarul din 1966, când probabil a fost o întâlnire fericită între creația lui și cei care îl omagiau, cei care țineau la el atunci, la Hordou, în Coșbuc, lângă Năseud, dealurile erau pline de oameni, de oamenii din împrejurimi. Îmbrăcați de sărbătoare, casele erau cu țoalele, cu covoarele scoase pe târnați, acolo pe cerdac. Și desigur a fost lume, scriitorii, ziariști, oficiali. În fine, cineva aici în grupajul acesta avem articole despre Coșbuc și câteva recenzii la cărți despre opera lui Coșbuc. Avem și fragmente dintr-o evocare a unui participant, profesorul Ruleanu, care nu mai este printre noi, care evocă foarte interesant, desigur, cu unele influențe ale discursului de atunci, evocă momentul. Poate că a fost, știu eu, poet al țărănimii, zice, o sintagmă contestată foarte mult și, desigur, într-un fel nefericită, dar în anumite privințe și reală și bună. Deci atunci era o întâlnire dintre cei despre care, pe care i-a cântat Coșbuc și poezia sa. După aceea, probabil, și țărănimea, țăranul a intrat într-o fază așa de destrămare a tot ce ține de el. Coșbuc, putem să ne întrebăm dacă este sau nu actual. Întrebarea aceasta a apărut oarecum încă de la debutul în carte. Desigur, atunci el a debutat oarecum în tonul unor obiceiuri de azi, cu un scandal de presă. A fost scandalul legat de plagiatul său pe care l-a infirmat și el și la al doilea volum de versuri a vorbit despre poemele sale, despre cum scrie, ce scrie, cât scrie.
Acum 50 de ani iar se vorbea, dacă citim presa de atunci, iar se vorbea dacă mai este sau nu actual Coșbuc, dar prin 1966 a apărut o culegere din criticii literari care au scris despre Coșbuc și vedem acolo un Florin Regiu de idei, de păreri. Toți criticii au scris despre el și au scris foarte frumos, foarte bine. Acum suntem iar într-o... ne întrebăm iar dacă mai este actual. Dar eu cred că e un poet care încă se lasă, se va lăsa descoperit cu fețe ale creației sale aduse în actualitate. Pledez într-un fel pentru el, pentru că mie îmi place, eu l-am citit pe Coșbuc, dincolo de critica literară care scria despre el. Am apelat la critici în momentul când, desigur, a trebuit să vorbesc despre el, sau, știu eu, să-l predau la clasă. Dar, dincolo de asta, este un poet care, din când în când, se lasă descoperit. Mulțumesc! Mulțumesc! Să mai spun că în numărul de față și Victor Munteanu are un grupaj de poeme. Poeta Băcăoancă, Ioara Băluță, e așa și autoarea de o cărți. Spre anul când am scos această carte, se cheamă Partea nevăzută a lumii, apărută la editura Nicolo Stampa din Timișoara, din care o să vă citesc un poem. Scrisoare voiajului de lumea. Pleacă, sunt un atom pământ și îmi vine să înghit lumea. De aceea nu merg aproape de mine. De aceea aleg departe de orașul acesta, de casa asta pustie, unde corbii închid cuvintele celor vii înainte de a fi rostite. Uitați-mi numele. Pentru Dumnezeu la care mă rog sunt o piatră, pentru cobre înalte le-au crescut unghii lungi. Și nu mai știu cum să rup nimic la capă, frumii de la început. Am pierdut și rugărilor pe drum, mi-am dat cerul peste cap. Săracă în atingeri, toamna mă îmbracă în haine scumpe. Pentru noaptea care va urma, numai tu mă vei căuta sânge în pustiul dăruit al cărnii. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Urmează poetul, criticul literar, traducător. Italianist, traducător din limba italiană, Gio Vasile, colegiană Gio Vasile. Mulțumesc, cărțile mele, așa, să le descriu așa, trei vorbe, și poezie originală, și Bacovia, acela publicat în Italia, numai așa să informez publicul, atât. Mersi frumos. Deci, intervenția mea, bună seara, bună ziua, bună seara, cum doriți să vă spun, sunt onorat să particip pentru prima oară la acest festival de creație literară, într-adevăr, și sper să fie nu un festival muzical, ci literar, pentru că muzica uneori eclipsează foarte mult literatura. Are un efect pervers asupra cuvintelor. Ea pătrunde razant în epiderma și o să încep cu o amintire negativă despre Bacău. E vorba de acum, pe când aveam 25 de ani și am făcut armata în spatele gării aici la infanterie, sper să nu mai fie așa, și iată că acum vin în condiții de lux aproape, într-o societate literară care mă onorează, nu numai din toată țara, ceea ce mă bucură din suflet. Și iată că proverbul latin per angusta ad augusta s-a realizat. Domnilor, despre mine, eu mi-am dedicat viața poeziei românești și cele italiene, și pe Wikipedia, pe fișa mea, veți vedea
traduceri din autori italieni importanți, începând cu Umberto Eco până la Paolo Rufini, de poezie, proză, eseu, și poezie românească în limba italiană. Printre ei se găsesc marii noștri poeți, cu care Eminescu, Bacovia, Gelu, Naum, această triadă nemuritoare, perenă și foarte actuală. Actuală este atât Bacovia, foarte actual, am vorbit și la colegiul unde am fost de actualitate, și îi dau dreptate domnului Nușfelan de, apropo de Coșbuc. Coșbuc, mai degrabă Coșbuc, aniversat și de patriarhie, a fost poetul național decât Eminescu, zic, părerea mea. Despre Eminescu, eu a zice poet emblematic. Eu m-am ferit întotdeauna să spun de Eminescu că ar fi fost poetul național, că a reprezentat, reprezintă sufletul românesc în profunzime, certamente. În afară, deci, cum spuneam, de poezia românească, eu am aici, vă citesc doar aluziv autorul, este o carte publicată la Tracus Arte, se numește Te rog, Beatrice, una storia soggettiva de la poezia romena. Te rog, Beatrice, sigur că este din citat din Virgil Mazilescu, la care ține norm, o istorie subiectivă a poeziei române, Ti prego, Beatrice, și cuprinde, deci de la atâta spun, ce cuprinde, începe cu Eminescu, Bacovia, Ion Vina, Lucian Blaga, Gelu Naum, Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Virgil Mazilescu și Ion Flora, Daniel Flora, Gelu Dorian. Și atunci, dacă e totuși Gelu Dorian aici, permite-mi să fac această plăcere poetului nostru să citesc un poem de Gelu Dorian, pagina 81, iată cum devine cazul, că n-am avut niciodată ocazia să citesc acest lucru, 81, deci am uitat să vă spun că fiecare poet are introducere, un micro-eseu și bibliografic și critic, deci de aceea am numit-o istorie subiectivă, cu un apropo, și toată lumea știe la ce fac aluzie, deci la ce pagină ar fi Gelu Dorian, să nu uit, după părerea mea, Sovian este cel mai mare poet al actualității noastre. Asta vroiam să spun, pe părerea mea, eu am pus în ordine cronologică, după Daniel Corbu, cred că este și Gelu Dorian, 53, v-ați născut în 53 și iată, Frumusețea se numește poemul. Acum, domnul Victor, să-l citesc în italiană sau în română? În italiană, că ia timp. Și nu vreau să depășesc, să fiu totuși la bellezza. Sbotonata, deschisă la nasturi, si tocca i capezzoli con i popastrelli delle dita. Lei sa perché li cercano le dita nidi d'angeli, lei sa che né lì né in altra parte ci sono gli angeli, bensì due demonietti che si trastullano come i lumi
lumicina allo specchio. Quando lei precipita e nessuno può prenderla, lei sa quanto fragili sono le braccia che si inarcano sotto di essa. Quanto giocosa si fa il corpo quando cade nel vuoto e tutto si sperde con spontanea incoscienza. Cred că dacă domnul faceți-mi onoarea și citiți versiunea română a primei strofe. N-am citit din cartea, poemul face parte din Cartea Singurătăților, dacă nu mă înșel. Este un debut, poemul începe atât de frumos încât merită să fie auzit din gura autorului. Stă desfăcută la nasturi și buricele degetelor îi ating sfârcurile. Știe ea de ce acolo caută degetele cuiburi de îngeri, știe ea că nici acolo, nici în altă parte nu sunt îngeri, ci doar drăcușori care se zbenguie ca luminițele în oglindă când ea se prăvale și nimeni nu o mai poate prinde. Știe ea cât de fragile sunt brațele care se arcuiesc pe sub ea, cât de jucăuș devine trupul când cade în gol și acolo totul se pierde cu bună inconștiență. Stă, nu s-ar zice nepăsătoare, chiar dacă nu se află acolo, pe o margine de pat. Știe ea cât de dulci sunt buzele, știe ea cât de adânci sunt picioarele, cât de fierbinte este mijlocul, cât de dulce și nimic din ce face nu lasă a se înțelege că ea știe. Că mai curând așa este firesc să fie pentru fiecare cât secunda prin care trece să rămână o veșnicie. Despuiată și liberă ca o pușcărie în care toți ar intra, să stea după gratii, știe ea că nu peste multă vreme o să îi se ducă pielea la împăiat și asta o știe. Dar nicio vorbă sângerie nu o poate deranja, când pe buzele ei se odihnesc storuri de ochi pe care îi mestecă și așează pe șolduri, mușuroi de furnici alungate de pietișoare de ceară pe care le topește pe loc. Știe ea că nici că nu este biserică în care să nu se adune mii și mii de păcate pe zi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Vasile, pentru nimic. Este, repet, la Tracu Sarpe. Iertați-mă, această carte este publicată la Tracu Sarpe, este în vânzare, nicio problemă în marile librării. Și din poemul, sunt la a cincea carte de poezie, permiteți să citesc o strofă. Geo Vasile, mulțumim frumos, deja da, să citești. Și poate va fi lung, tot așa nu s-a. Nu, nu, e scurt, e scurt. Scurtă, copil. Da, scurtă ca poezia mea. Deci se numește Simulacre. Când se face târziu, sunt proaspete lucrurile ce-ți rămân de făcut în zilele acelea, te gândeai la Baudrillard, căci se înmulțiseră prea de tot simulacrele și bântuia simularea faptelor ce dispar și cedează locul unei obscene contrafaceri, ca de pildă odraslele, genetic vorbind, perfecte, atribuite lui Penelope și Derek. Cupluri fără vreo rațiune se amușinau pe rând în vreme ce tu te jerfeai spre a cumpăra amăgiri, scriindu-i acelei melanii supravegheate de codoșul său, nerozii amoroase în stare să declanșeze cea mai mare explozie hormonală a neprihănitelor monahii de clauzură. Vă mulțumesc de răbdare! Îl rugăm, dar după formă am celor cinci. Dar eu nu am carte.
N-ai parte. Deci, am avut anul trecut, deci. Dacă sunt dinți pentru cei fără carte... Despre cartea mea s-a discutat anul trecut. A fost anul trecut, deci. Da. Mai departe este vorba de prelătorul Ion Dumal, de asemenea și-a lansat ca multe cărți, în partea și-a lor am văzut. Am scris cartea Podului de Lei, ca o alternativă la monografia Comunei Podoleni din județul Neamț. Plecând de la documentele de arhivă care atestă documentar existența Comunei și de la o legendă de la care se trage numele Comunei, am construit o poveste a unei Ilene contemporană nouă, născută după 1945, trăitoare în perioada așa zis comunistă, poveste care sper să placă publicului cititor să fie antrenat. Vă mulțumesc! De asemenea, acuzatorul Tand, Gabriel Apătescu, nu are program, deci o să vedem la sfârșit cum o să fac scopul ăsta. Eu sunt Bogdan Alexandru Petcu și am primit invitația... Care e cum te numești? Bogdan Alexandru Petcu. Ah, tot. Bine venit, Cristian. Părintele Cornel Pai. N-are carte. Poet. Nu știu dacă merge microfonul. Nu merge. Apăs, dar nu stă. E timpul protestelor. E timpul marilor adunări. E timpul ca frica să-și înfrângă destinul. Îmi spun paznicii altor dictatori. Bine, bine, dar fructele iernii, cine le va culege? Fructele grele ale iernii, fructele șerpești, cine le va culege? Le spun paznicilor, în timp ce cobor în fugă dealul răstigniților. E timpul protestelor, e timpul marilor adunări, e timpul ca frica să-și înfrângă destinul. Foarte lent, aproape imperceptibil, mă transform în african. Pielea mi se întunecă, sângele mi se face de păcură, oasele mi se negresc. Până și apa, scurgându-mi se printre degete, se negrește. Până și albul ochilor, laptele ochilor se întunecă. Spuma credinței, laptele credinței, devine mâl, mâl negru, le spun paznicilor. E vorba de... Da, vreau să adaug din ce am citit. Am citit din Paznicii Pereților Suma Armonie Unus, al treilea volum care aparent încheie o trilogie, începută în 2009, cu Paznicii Pereților Răstimpuri de Poezie, continuată în 2014, cu Paznicii Pereților Secundus, primul publicat la Scrisul Românesc în Craiova, al doilea publicat la Piatra Neamț, la Cetatea Doamnei, și iată al treilea publicat la editura Băcăoană, condusă de criticul literar Cornel Galben. De aceea mi-am permis mai devreme să le rog să prezinte cartea. Este un experiment liric care mă animă și sper să convingă. Să invităm acum pe profesoara și soprana Claudia Vasilache, un nume care
care ești care în domeniul. Poetul Dumitru Brăneanu, deci domnul profesor Constantin Parastat, tot așa la sfârșit de vreo mâine, deci vorbim mai avea o cărță. Da? Și vedem multe mică. Deci Dumitru Brăneanu, autorul festivalului trecut, de așa doamna trecută în parte, patrul de a ajuns de la 6 ediție. Da, da, doar câteva cuvinte. O să citesc din cartea aceasta Gânduri din inima apei, că este a 11-a carte. A 12 este în curs de apariție, se cheamă Destrămarea lumii, este o carte de sonete, dar încă n-a apărut, că aș fi citit din ea. Foarte scurt, o împunem foarte scurt. Pe umerii poeziei întrebări nerostite, diminesc cu inima albastră, pândește căderea ploii în crucea timpului din tăcerea noastră. Inima mea, aprinsă ca un astru, rătăcește căile rugăciunii. Mă simt zborul ce încă nu s-a. Bravo! Poetul Teodor George Calcan, originul nemțean, acum în Păcăvat, un om care deja are de istorie. Da. Eu ce să vă spun? Anul trecut am scos o carte, se numește Anul șarpelui Glicon. Foarte mulți de aici au primit-o. Nu știu câți au citit-o, dar având în vedere că poezia mea este puțin mai lungă, pentru că este o stare de spirit pe care eu îmi permit să o duc până la capăt și fără rest, am să citesc un poem mai scurt dintr-o altă carte. Despre poezia mea, eu ce să vă spun? Nu prea sunt obișnuit să vorbesc despre mine. Mai scriu eu din când în când despre alții, dar despre mine mai puțin. Eu cred că noi poeții suntem, de fapt, niște administratori ai emoții, în primul rând. De aceea spuneam că, în ce mă privește, încerc să-mi duc starea de spirit până la capăt. Cartea de poezie pe care am scris-o, ultima, este, de fapt, are mai multe etaje, dar cel puțin două etaje. Unul este starea mea de stare de vindecare a lumii, celălalt un univers, ca să zic așa, de sorginte kafkian. Eu personal am să vă citesc un poem mai scurt, pentru că cunosc, exigențele domnului Munteanu dintr-o altă carte a mea care se numește Băberindu-l pe Kafka. Muntele Vrăjit se cheamă. Strivesc între degete mura să-mi pot obține cerneala. Versurile s-au suit în copaci și s-au ascuns după frunze. Tot ceea ce înfăptuiesc aparține doar muntele și doar cu el mă pot măsura. Când vine vorba de înțelepciune, nu sunt destul de bătrân ca să pot urca Sinaiul sprijinit în baston, dar mărturisesc că aș fi în stare să stric ceasul primăriei ca să pot opri căderea frunzelor. Iubesc muntele și tot ceea ce scriu țin să aibă un rit cât se poate de natural. Mulțumesc! Da, de acolo, votul Andrean
cartea a apărut în 2015, nu este, nici eu nu consider oportun să vorbesc despre cartea mea. În cel mai rău caz pot să spun câteva fraze generale. Acțiunea se desfășoară în circa 8-9 ore, într-o zi din anii noștri contemporani. Într-un oraș în plină mișcare, în care câteva personaje își ascund sentimente, dureri, ambiții, iar în situația în care intervin, situația devine dramatică, aceste personaje nu se dezic, rămân la fel de interiorizate, la fel de tainice. Cartea vrea să spună, practic, că omul însuși este o taină. Nu pot să vă spun mai mult, cel mai bine să citiți. Mulțumesc! De asemenea, am plicat modelul de proiectul Ștefan Pavel cu cartea de Ovidiu Sare, care a luat un premiu spune acum. Da? Da. Cartea se numește Foc de Seară, a apărut la editura Grinta din Cluj. În urma concursului organizat în cadrul Festivalului Internațional de Poezie de la Sfântul Marmației, de anul trecut. Da. Da. Am mai participat la multe concursuri în țară, în decursul anilor, dar nu are importanță. Am să citesc și eu o poezie care dă titlul cărții. Foc de seară. Tremurând, îmi desenez chipul pe geamul înghețat ca să rămân totuși. Deja, ca troiene, zăbata îmi acoperă drumurile toate și la corțile ulițelor răstigniții sângerează în ger. Prin aerul roșu, ca în goană, traversează seara. Focul ne salvează, ațipim. Și în răceala visului. În grădina neagră a nopții, după o zi însorită, s-a făcut atâta întuneric încât fetele treceau întunericul cu sandale în mâini și cu poale ridicate. Mulțumesc! Când avem în mijlocul cunoscut un eseist din Data Neam, am observat că nu prea cunoscut nici pe acolo, dar nici la fel era la acolo un scriitor. Un eseist absolut care nu trebuie să l-am descoperit. Bine, cum vrei să te știi ceva, dar nu dai cate să citească. Nu știu ce noi, nu știu ce eseist pe genul și pe acolo. Când am eu, sunt la urmă. Aveam și eu o carte să abozez. Da. Da. Bună seara! Sunt pentru a doua oară la Festivalul Concurs Avangarda 22, de rândul acesta, cu două cărți. Prima carte, o carte din eseuri, de la Mistru până la Nisa. Am găsit un pretext pentru a aduna texte mai vechi, începând cu Micul Jurnal de la Păltiniș din august 1986, și texte mai noi, cum este Jurnalul unui bibliotecar, dar și eseuri de teologie. A doua carte, cu care sunt prezent, este o antologie la care am lucrat mai bine de 25 de ani, Iisus Hristos, Creștinismul, Biserica, o antologie de autori, texte și teme din al doilea mileniu. Vă dați seama că eseurile de teologie prezente în cartea de la Nistru până la Nisa, s-au coagulat în urma lecturilor, mai ales după 1990, când editurile din România au început să publice masiv teologi ortodoxi, catolici, protestanți, neoprotestanți. Sigur, cartea de la Nistru până la Nisa are peste 600 de pagini și la ora actuală, a șaptea carte fiind, simt că ea mă reprezintă cel mai bine. Editura Icon deja a pus la curier un pachet și mâine voi fi în măsură să vă ofer câte o carte. Mulțumesc!
Iată că am ajuns la un moment deosebit, aș spune chiar grav, fiind vorba de un petic literar din Târgu Mureș, prin Ardeal se spune că este cel mai bun critic literar de poezie. Evident, dar nu se spune prin Ardeal, dar ajunge vorba și în Moldova, în sensul ăsta. Evident, cel mai bun critic literar din țară, fără discuție. Universitar, om cunoscut mai cu seamă de cei care vor să ajungă la un material să scrie despre el. Alexandru Cistelecan, un nume care nu are nevoie de nicio prezentare, va vorbi, bănuiesc, despre cine? Despre un alt munte, un alt nume autentic, poetul Aurel. Cum îi cheamă? Aurel și noi? La mine a fost secretare. Aurel Pantea. Dacă se poate să vedem despre ce e vorba. Aurel, ar trebui să fie prea bine cunoscut. La microfon de la casă. Dar e liber scaunul ăla de acolo, nu stă. Două vorbe despre frumoasa dumneavoastră adunare, impresionant de frumoasă și care, în complexitatea sării ăsteia, e o metaforă de-a dreptul deprimantă. Scriitori prezentându-se între ei. Un pas spre autismul total al literaturii, ca dovadă. Eu sunt unul dintre, eu și Holban, mai e cineva, și Vasile Scrizor, ultimii cititori, nu? Fosilele cititorilor. Despre Aurel, câteva vorbe doar. Aurel a debutat prin anii 74-75, cred, într-o revistă atunci foarte prestigioasă, studențească, dar prestigioasă, Echinox, într-o vreme în care acolo era înghesuială de poeții. Dar până la Aurel, Echinoxul făcuse un fel de școală de poezie care se specializase într-un fel de poezie rafinată, de bibliotecă, cultă, cu multe aluzii librești, multe aluzii culturale. Venea Aurel ca un sălbatic în mijlocul unui cenacul de oameni școliți, rafinați, eleganți. Și a încercat să fie și el, în primul volum, cât de cât elegant, dar temperamentul știți bine că dictează poetului și propriul său temperament s-a impus în poezia lui și a lansat o nouă linie în poezia Echinoxului, o poezie neo-expresionistă, de violențe, de autoscopie nemiloasă, de notație care vrea să se inspire de notația feroce a lui Macovia, câteodată și aș spune că reușește. Lângă el, cu câteva clipe înainte, mai încercase o astfel de dicțiune, dar mai oraculară, un alt poet, un poet creștin, unul dintre puținii cu vocație de poet, azi, Dan Damaschin, dar acela o luase spre un profetism încifrat atunci, pentru că așa erau vremurile, iar linia neo-expresionistă care s-a îngroșat apoi după Aurel, a căpătat consistență prin ușa pe care a deschis-o. Apoi au venit Ion Mureșan, apoi a venit Marta Petreau, apoi au venit și alții care s-au adăugat aceste tipologii neo-expresioniste. Dar, ca un merit de pionierat, ar spune că Aurel este, între echinoxiști, primul neo-expresionist. Mersi. Să se prezinte și te simt. Nu puteți să mă îi mulțumesc prietenului și criticului Alexandru Cistelecan, de care mă leagă o prietenie de 40 de ani. Și trebuie să vă mărturisesc că este unul dintre cei mai exigenți prieteni ai mei. De aminte la Echinox, prietenia se măsoară în spiritul exigenței. Când exigența piere, prieteniile se alterează. Eu citesc un poem pe care l-am scris după ce am trecut într-o seară pe o stradă din Roma.
Era, e vorba de un cuplu. Chiar am văzut un bărbat și o femeie seara pe stradă din Roma, cu pieton puțin și... chiar asta făcea bărbatul, făceau bărbatul și femeia, ce spune un poezie. Poate vorbeau despre moarte. Poate incurabilul intrase deja în viața lor. Ea l-a sărutat cu sălbăticie. Precum îi îmbrățișa frenetic o oboseală inexorabilă. Și râsul lui, după ce a coborât și a cunoscut ceea ce nu se mai poate mărturisi. Amândoi trecuți de pârgul voluptății. Parfumul ei violent ataca poate duhoarea. Poate trăiau o despărțire esențială. Asta probabil a făcut-o să-i spună propoziții de încurajare. Într-un sfârșit de noiembrie, când schimbările s-au petrecut deja și așteptăm consecințele. Mulțumesc! Să rugăm pe Florințu Țoianu să ne mai descrisească puțin pronunțele. Poet și în continuare să mai spunem, nu aveți probleme.
voi vorbi și două gânduri, două cuvinte despre volumul Secetă. Este, primul rând, doamnelor și domnilor scriitori, mă bucur să fim împreună, mulțumesc lui Victor și echipei lui pentru invitație. Volumul este al șaselea. Argheji spunea, dacă nu am un creion în mână, un condeiu, este foarte greu să mă exprim. Eu am să încerc, sunt de acord cu Argheji. Acest volum a apărut anul trecut, la sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. De atunci și până acum a suportat vreo 7 comentarii. Este însoțit de două texte critice semnate de Alexandru Cistelecan și de Constantin Pricol. În sală aici sunt câțiva scriitori care au scris despre poezia mea. Am să iau într-o ordine de la stânga la dreapta: Constantin Parascan, Geo Vasile, Gelu Dorian, Vasile Spiridon, Ion Holban și domnul Cistelecan. Nu voi citi din volumul apărut la editura Carmides Bitița Năsăud. I-am dat domnului director Gabriel Sărmure cartea și vă rog să mă credeți, după ce a obținut caseta redacțională cu tot cu chip, a apărut în 3 săptămâni, a fost pe piață. Ne-au folosit foarte mult îndemnurile, observațiile distinsului critic Alexandru Cistelecan. Nu voi citi din volum, deoarece pentru dumneavoastră voi citi primul volum din următoarea carte, care va apărea tot așa la 4, 5, 6, 7, 7 ani. Așadar, un volum absolut inedit pentru domniile voastre, se cheamă Vătaful. Îl port într-una precum țestoasa carapacea. El știe cel mai bine să numere clipele și globulele sângelui. Visăm împreună noaptea sub același cerceaf. Se trezește primul, chiar dacă o mulțime de oameni mă caută și dau năvală de încurcă ivirea zorilor. Deși pelea lui este uscată ca foița de țigară, pe mine curge apa precum o ploaie măruntă pe rastreșeni. Se ține scai de ființa mea ca temperatura de focul încins, ca foamea de prizonier, ca pământul de rădăcină amesteacănului pe care l-am scos din pădurea Văratec pentru a-l planta în fața casei. După scrierea recentului poem, eram ca după săpatul de unul singur al unui canal pe subape. Tocmai atunci, ea, singurătatea, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, mi-a dat peste mâini și a urlat la mine să o ajut să nască. Am fugit de parcă nu mai aveam pământ sub picioare. Deși era lehuză, mereu o vedeam, când în urma mea, când înainte, depinde încotro o luam după ce îmi trăgeam sufletul. Voi prezenta acum revista Cronica, este o revistă de literatură, o revistă de atitudine, ea are 3 structuri, revista Cronica Actualități, Cronica Literară, Cronica Artelor. În numărul acesta, pe prima pagină, un poem excepțional de Gelu Naum, și în acest număr am o serie de scriitori importanți care semnează, amintesc pe Alexandru Zub, Alexandru Dumistrăcel, Nicolae Crețu, Ștefan Oprea, Victor Durnea, Nicolae Turtureanu, Dionisie Victor, Florin Pfeiffer, Mircea Morară, Gheorghe. Și așteptăm din partea domniilor voastre materiale publicabile pe adresa redacției. Cam atât. Mulțumesc, domnule. Avem aici lângă noi un om absolut deosebit, antrenor emerit, ultimul urmaș al familiei băierilor Leca. Când zic ultimul, stai, domnule, că am 3 băieți, ei se bucuri, ei urmează, deocamdată, cel mai picioare care este din lui. Dumitru Leca, președintele Asociației Culturale Familia Leca, această instituție este chiar organizatoare acestui festival, care, iată, acolo ne-a dat prilejul să ne găsim în casă acasă și l-aș ruga, dacă se poate, nu, evident, poate să zicăți ceva dumneavoastră, dar în foarte puține cuvinte, să ne spun că nu sunt mai ales pentru oase, să nu aștept în afara județului. Ce-i cu cine-i, cine-i Leca, cine-i generalul Leca, cine-i sunteți de fapt, de drept?
Ia să vedem. În primul rând, bună seara la toți participanții. O invitație care mă onorează, dar n-aș vrea să mă opresc prea mult la istoria familiei. Bănuiesc că după ce s-au străduit comuniștii 50 de ani să o șteargă din cartea de istorie, a reapărut și cred că mulți dintre dumneavoastră o cunosc. Și aș profita de oportunitatea oferită de Victor Munteanu doar să vă împărtășesc gândurile mele la această reuniune. Primul rând, este o foarte mare bucurie să văd că un oraș la care, cum a spus și Victor Munteanu, și probabil cunoașteți, familia mea a scris un pic de istorie, a reușit să-și păstreze identitatea culturală peste veacuri. Este o foarte mare bucurie personală. A doua, poate nu foarte diferită de prima, dar legată de această reuniune la care particip, este că într-o țară în care, din păcate, în acest moment, producem subcultură în ritm mai mult decât accelerat, constat că în orașul drag mie și strămoșilor mei, reușiți să produceți cultura adevărată. Vă mulțumesc și vă felicit. Dacă ce s-a întâmplat cu acest program anul, pentru ca orice festival trebuie să aibă o dată legisă și de rigoare. Mă sună, îmi spune Ioan Horbandule, dar cartea ta unde e? Care tocmai am lansat-o la Piatra Neamță. Care-i cartea? Am uitat să nu trec aici. Acum, cum am uitat pe mine, nu e nicio problemă, dar l-am uitat pe el. Dar ce cartea lui? Probabil că deși aia, de aia m-a sunat, băi, unde-i cartea ta, ca să-i spun că l-am uitat și pe el. Urc. Ai, nu e, nu? A, ce pe tine? Da. La mesaj, că e, da. Reglamentul trebuie respectat oricum. Deci, da. Da. Totuși, hai să-l evita pe președintele acestei, jurului acestei ediții, Ioan Horban, să facă un pic de părtit în jur. Bună seara. Eu o să vorbesc mâine. Da, astăzi, eu n-am cărți acolo. Sau dacă vreți, atunci spun altceva. Acelea sunt cărțile noastre. Ai lui Cisterecan, ai lui Vasile Spidor și a mele. Sau în bună măsură sunt și ale noastre. Adică am văzut bine, i-am citit pe toți, sau oricum bună parte din ei, sau chiar și cărțile acele acolo, care sunt puse la vedere, au trecut prin mâinile noastre și prin penița asta pe care o avem. Și dar e frumos și este substanțial ce se întâmplă aici. E un fragment de poezie contemporană de valoare, asta fără îndoială. Ați auzit și a spus și Alexandru Cistelecan despre Aurel Pantea, unul dintre mari poeți tragici pe care i-a avea, dar în același timp și Gelu Dorian și Nicolae Panaite și Polul Neamț al poeziei care este aici prezent printr-un reprezentant de seamă. Dar așa a spus altădată Polul Neamț, dar atunci chiar era Pol, știți? Erau mulți. Și credeam așa că era și, bine, Adrian lui Gheorghe Tirești, erau mai mulți, poeți care se adunau la Târgu Neamței pe vremuri și apoi s-au dus către Piatra Neamț și acum s-au dus care încotro s-au răspândit, mai sunt și pe la Iași, prin Bacău, văd, așa încât Polul ăla Neamț, nu că s-a spart, dar a rămas așa ca o fără reprezentare, să zicem așa, numerică pe care o avea în vremea aceea. Domnul Calcan, uite, un alt, am auzit că stați aici, și am spus, v-a prezentat, păi Băcăman, acum, eu ce să spun, dacă erați acolo, pentru mine erați în Polul Neamț, dar am văzut că v-ați dus la, la Bacău, fiecare, nu știe că face cum știe, dar astea lucrurile astea rămân, totuși. Nu, Polul Neamț nu este, poezie nu este atât de divers, poate fi chiar, deși la o rincoare s-ar putea găsi
etajele acelea pe care le identifica Alexandru Cistelecan în poezia de la Echinox. Ei, firește că ele se cheamă altfel. Suntem într-o altă zonă și poate și într-o altă zonă de timp, astfel încât rămâne pe altă dată să facem asta. Eu o să vorbesc mâine, vreau să mai spun ce ar trebui să spun asta mâine. Că, de fapt, în ce mă privește pe mine, să știți că am mari curădăcini. Da. De foarte bună calitate au fost anul ăsta. Nu vine să spun manuscrise, că nu sunt manuscrise în sensul termenului. Sunt printuri de calculator, ce sunt. Am citit cu mare plăcere și sunt de bună calitate față de anul trecut, de exemplu. Ca să iau numai așa un reper din scurt. Așa încât o să vedeți, mâine, că ceea ce se premiază aici, nu o să spun nimic în seara asta, evident. Ce se premiază aici are și deja confirmări în, din alte părți, din edituri din alte părți. Așa încât, nu m-am mirat, mi-a plăcut grozav treaba asta. După ce mi-a trimis dezlegarea misterului domnul Victor Muntean, ce înseamnă toate acele motouri, cine se ascunde sub ele, am avut o surpriză de constat, sunt autori care deja sunt în curs să apară la niște edituri prestigioase. Dar despre asta vorbim mâine. Îi mulțumesc lui Victor pentru invitație. Îmi pare rău că n-a venit Cornel Ungureanu, mi-ar fi plăcere să-l văd și să-i fiu subaltern în jurul ăsta. El fiind șef, normal că trebuie să fie. Nu mă mir că nu trebuia să fie așa, trebuia să fie Alexandru Cistelecan șef și eu să fiu subalternul lui. Dar vezi că așa au luvit, o să ne pună în partea asta. Bagă zizanii. Da, bagă zizanii. Nu va reuși să facă asta. Între noi ne leagă și între alții și Aureu Patru, care e aici. Bun. Iată, v-am spus. Mulțumim frumos. Nu este de față din cauze obiective, evident, Casian Maria Spiridon. Bine, bine. Dar tot un Spiridon avem care o să-i prezinte. Pe nepotism. Cărțile existente în programul nostru. Vă mulțumesc că ești problemă de Nicolae Manel. Pasele Spiridon. Următorul aspect, dacă lipsește un autor, îi poate prezenta cartea cineva care poartă același nume. Așa încât mă simt întrituit. Asta pe de o parte, pe de altă parte, dacă vorbea colegul nostru, eu am vorbit despre polul poeziei, polul nențean, polul neamț al poeziei. Între timp s-au cam risipit poeții din Neamț, chiar și criticii, deși eu văd aici că sunt trecut tot la Piatra Neamț, că putem vorbi despre un interpolul poeziei Neamț, nu? Dacă tot suntem risipiți pe aici pe acolo. Bun, dar vom vorbi despre un eșar la care ținem foarte mult, e vorba despre Casian Maria Spiridon și vă spun atenție două cărți. Pornim de la zero, o carte care este reeditată, așa cum ar fi trebuit să apară ea la concursul de manuscrise de la editura Junimea pentru anul 1979, anul 1979 și 1980. O carte care a apărut după 5 ani, după 6 ani, în 1985. Acum știm foarte bine ce se întâmplă astăzi la concursul Cornelu Ceafăru, este un concurs din manuscrise. Toate editurile se obligă pentru anul viitor să apară cu cartea premiată, să apară pe piață. Înainte nu prea era așa. Acum, dacă Lucian Vasiliu poate să vină după un an, atunci editura Junimea nu prea putea. Pentru că, chiar dacă era un juriu foarte serios, de exemplu Constantin Ciopraga, Daniel Dimitriu, Andy Andrieș, Alexandru Andrieșcu, da, Andrieșcu sau, știu, Gheorghe Drăgan, care erau acolo în redacție, putea să dureze și chiar 6 ani apariția unei cărți. De ce? Pentru că era autocenzura, nu mai era cenzură. În 1961, Alexandru Iancuz a spus că cenzura a fost desființată definitiv. Deci nu mai este vorba despre cenzură. Au mai fost și cenzură de dreapta și de partea stângă, dar în 1977, Nicolae Ceaușescu a ajuns la concluzia că cenzura nu există și, prin urmare, trebuie să fie desființată. Și atunci a apărut autocenzura, care a fost mai cumplită decât cenzura. Sigur. Ei, ce se întâmplă? În această carte vedem în oglindă, vedem manuscrisul cum a fost predat la editura Junimea și cum a fost hăcuit. Au rămas cam
știu mai puțin de un sfert dintre poemele pe care Casian le-a prezentat editurii, deci și acolo vedem care erau argumentele. Este un studiu de caz, în fond, care nu ne-ar interesa neapărat pe noi, ci pe cei care debutează astăzi, știu, tineri poeți, unii chiar liceeni, și cred că așa se debutează oricum. Casian avea 30 de ani când a depus manuscris și aștepta până la 36 să se apară cartea de debut. Alte vremuri. Dar aici era legat strict de cenzura ca atare. Deci, nu neapărat pentru noi. Pentru noi ceea ce este important este să citim poezia așa cum a fost ea inițial scrisă de Casian și Vasile, că este o poezie care merita să fie publicată la editura Jumena. Asta este prima carte pe care vă spun atenție. A doua carte a apărut la... Asta a apărut la Carmides din Bistrița. A doua carte a apărut la Institutul European din Iași. Și este vorba despre o carte, în fond, o culegere de editoriale, Vocația și proza democrației. Cam din trei ani, Casian își alege dintre editorialele sale la Convorbiri și scoate o carte. Și este, practic, un eseist care reacționează la ceea ce se întâmplă de moment în mișcarea ideilor din țara noastră. Vorbește despre, despre o aniversare sau alta, despre o comemorare, despre un eveniment istoric, comemorarea sau aniversarea unui eveniment istoric, dar mai ales în ceea ce ne interesează pe noi aici, este vorba despre traducerea unor cărți din arealul european, despre democrație. Și atunci vedem care sunt riscurile democrației, ce înseamnă a fi corect politic. Bun, ne putem traduce prin altceva. Trebuie să vedem ce înseamnă, care este soarta omului în contemporaneitate. El vorbește la un moment dat despre omul surogat, omul plat, fel de oameni care au pierdut multe dimensiuni din ceea ce ne oferea nouă modernitate. Este vorba, în primul rând, de dimensiunea spirituală, este vorba de dimensiunea temporală. Omul contemporan a uitat de timp, a uitat de spațiu, a uitat de verticala religioasă, și atunci este un om al consumului, un om care este canalizat numai spre consum. Cred că asta este cea mai importantă miză a culegerii pe care o avem în față. Sunt 7-8 volume de atitudini literare pe care Casian le scoate în ultimii, aproape, de fapt, din 95 sunt 20 de ani de când este redactor șef la Convorbiri Literare, dar acestea apar cam după anul 2000. Și desigur că vor apărea și alte volume, se apropie de volumul al 10-lea. Astea sunt cărțile pe care am vrut să vi le prezint în lipsa autorului. Mulțumesc! Thank you.
și a făcut două ediții la un festival de concurs a Viorizii. Ce am mai este interesant acest om? Făcătorii de festivalul noastră sunt destul de oameni, dar un om de la țară, de la Cașă, iată, mâine este invitat la Copenhagen, exact în această idee, unde urmează să stea o săptămână pe acolo. Concret, eu sunt Constantin Tudose, autorul cunoscutei lucrări etnografice Porțile de Lemn ale satului Porțile Sufletului, lucrare extraordinară, premiat-o în ediția festivalului, premiat elogios de Academia Română și Ministerul Culturii, dar mai cu seamă, el aduce acolo la Cași în o armată de oameni, de calitate, de specialitate, din domeniul acesta etnografic, și aș vrea să-l vedem acolo un pic în partea acestui lucru. De ce face el treaba asta? Care e? Ce izvor există acolo în omul? Care tot izvorește? Atât și așa mi-era greu să vorbesc în fața unor oameni adânci și ales să trăiesc ca dumneavoastră. Dar după prezentarea impetuosului și tenacelui dirigitor al acestui eveniment, îmi este și mai greu. Aș fi început să mă prezint și să spun că sunt un om de rândală, un sat, de pe o vale a României. Da, mă ajută microfonul. Însă, acum e greu să spun așa. Dar voi continua și voi spune că niște țărani au îndrăznit. Niște țărani, dintr-un sat situat în vestul județului Bacău, mai exact la poalele Carpaților, au îndrăznit și spun chiar au reușit să facă din localitatea lor o marcă identitară, spun specialiștii, locală, regională și chiar națională. Prin niște manifestări de cultură populară locală la început. Acolo s-a vorbit pentru prima dată și temeinic despre o construcție țărănească, poarta de lemn cu trei stâlpi și acoperiș, alta decât cea din Maramureș sau poarta Săsească. A fost o îndrăzneală și o reușită, spun specialiștii. Tot acolo s-a vorbit pentru prima dată, a plecat, spun toți specialiștii, despre o meserie cărușia în scop de negoț și despre o baladă. Și ca să nu fie de ajuns să se meargă către un triptic de care au îndrăznit să vorbească, au încercat și a treia oară. Și folosim faptul că la 20 de kilometri în linie dreaptă de vatra satului Cașin se află singurul loc de pe harta geografică a României unde se întâlnesc ținuturile celor trei personaje din balada populară Miorița. Și anume, ținutul Baciului Vrâncean, reprezentat de frământații munții ai Vrancii, mai exact cu comunele Soveja și Tulnici, mai apoi ținutul Baciului Ungurean, cu întinsele poiene ale brețcanilor, ale vestiților oieri, omeniți magnific, sau nici nu știu cum să caracterizez, de mare Simion Mehedinți, atunci când se referea la transformanță. Și tot acolo, în acel punct, se întâlnește, sigur că da, cu cele două ținuturi și ținutul Baciului Moldovean, cu Valea Cașinului, reprezentat de Valea Cașinului. Unii ar spune minunata Valea Cașinului, dar fiindcă eu sunt trăitor acolo, zic, cu una din minunatele văi ale României. Ei bine, acei țărani au îndrăznit și au organizat acolo o primă ediție în 2015 și bine, anul acesta o a doua ediție intitulată Bârșa Mioriței. Ce au avut ca și scop acei țărani? Să demitizeze Miorița sau să o remitizeze. Specialiștii de marcă, spun eu, care au participat s-au manifestat și au expus în fel și chip ceea ce au crezut despre
acest moment, apropo de balada populară. Eu zic că a fost o provocare, căci ca și public anul acesta, acei țărani și-au dorit să participe și olimpice la limba română, de data aceasta numai din județul Bacău. Poate că nu a fost o manifestare nu restrânsă. S-a dorit să aibă un public de viitor, cumva. Nu știu, cei care au participat, ei trebuie să se pronunțe apropo de reușita, sau mai puțin reușita acelui eveniment. Încă o dată sunt încântat că am putut să mă adresez dumneavoastră. Bătăuanii și specialiști din țară, în domeniu, au aflat că la înțăcătoarea de aceea există un drum construit din un drum din pietre făcut de soldații români. Că există acolo masa lui Vodă, Fântâna în grădina. Exact cum de numire, la Fântâna, așa, și plus sus acolo punctul de celor trei din ciopani, teoretici. Am aflat prima dată, nici Direcția de Cultură n-a știut că există așa ceva, sunt toate elementele pentru a face ca aceste drumuri și să intre în patrimoniul național, să fie scrisă pe lista monumentelor istorice. Oricum, am avut bucuria să vă prezint acest loc. Poate unii dintre dumneavoastră o să participați la următoarea ediție și o să vedeți pe concret despre ce este vorba. Ăsta este unul din oamenii rari, eu cred că sunt nici pe un sfert. Dar el și să-i urăm sănătate, mâine pleacă în Danemarca o săptămână cu mine. Da, succes, Doamne ajută! Înainte de a trece la următorul moment, aș vrea așa, cine dorește din cei care nu au luat cuvântul, acum, dacă sunteți de acord să nu trecem la... Dacă să mai puteți rezista, să încerce să înscriem, să nu zică ceva. Ca să nu se simtă, ca să oricum mâine fiecare va avea cuvântul, nu nicio problemă, dar să o luăm așa de cei care au, de exemplu, Cornel Galbu, care deja putea să vorbească, dar n-am știut, că n-am spus Cornel. Da, întâi aici, așa se poate aici. Nu mai vrea. Sabotează. Victor, apasă pe el. Victor mă sabotează permanent, așa. Nu trebuie chiselă. Conel, începe și după aia vedem. De asta suntem prieteni, așa că nu... Da. Eu mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și am să-mi notez acolo gândurile într-un jurnal. Atât? Da. Fiindcă la început domnul Unteanu a spus, mai Eugenie, tu nu vorbești mai în carte, dar noi sprijinim orice scriitor și mă bucur că suntem împreună. Noi suntem televiziunea literară. Vă mulțumesc! Da. Profesor Daniel Nicolescu, nu dorești. Păi aveți treptate, doamne, să luăm în ordine aici, nu facem. Ia să-ți trebuie pe medicul chirurg șef de la Roman de acolo, ca să nu ajunge nimeni pe mâna aia. Eu credeam că scap astăzi. Anul trecut am fost prima dată aici și spre groaznica mea surprindere am luat și un premiu. Anul ăsta am zis că vin fără carte, poate în felul ăsta scap. Se pare că n-am scăpat. Mie mi se pare că cele mai interesante lucruri, mie mi se pare că cel mai interesant lucru l-a spus domnul Cistelecan în această seară. Și eu am impresia că trăim într-un soi de autism, într-o lume în care, de fapt, citim din ce în ce mai puțin, dar scrim din ce în ce mai mult, într-o lume în care deși citim din ce în ce mai puțin, avem tot mai multe certitudini și într-o astfel de lume în care tendința este la supra-specializare și vă spune un om care în meseria lui este supra-specializat, avem tendința de a ști, în mod paradoxal, totul despre toate. Într-o astfel de lume, tendința este într-adevăr la autism. Creațional, mai ales că eu sesizez și un subsidiar al acestei idei. Cred că tindem spre un autism individual în creație.
refuzând să deschidem antenele către ceilalți, refuzând să înțelegem pe ceilalți din jurul nostru. Cred că, fără să vrea, domnul de la Cașin ne-a dat și o soluție, dacă am putea demiticiza România, cred că ne-ar fi mai bine. În fine, închei spunând că din ce în ce mai mult îmi dau seama că dacă e adevărat că fiecare om are în el cheile raiului, începem să uităm că aceleași chei deschid și ușile iadului. Vă mulțumesc! Mulțumesc că m-ați chemat aici și mulțumesc lui Victor Munteanu. Eu încet, încet mă întorc în nuca inițială, mă întorc la sufletul nostru de întâi, deși am hălăduit și hălăduiesc că trăiesc în Iași și m-am întors în spațiul acesta băcăuan, dar toată viața mea am iubit poezia și am știut, păstrând proporțiile și cu bună cuvință respectivă, că trăiesc momente care pot face parte dintr-o posibilă istorie literară. E puțin pleonastică exprimarea mea. Așa încât în 1978 am participat la primul colegiu național de poezie din România comunistă. Înregistrările de atunci, pe care eu le-am păstrat și credeam că fiul meu le va transcrie și le va publica în ani, le-am publicat în 2004. E o carte pe care foarte mulți dintre noastre nu o știți, dar dacă vreți să vedeți cum s-a reacționat la acest prim colegiu național de poezie, ce discursuri dinamitarde au fost acolo, de curând Uneșan, având nevoie să afle ce s-a petrecut la acest colegiu, a citit cartea și mi-a dat un telefon că este fenomenală, sigur, e bine când spune cineva despre așa ceva, deci poate că și pe dumneavoastră. Deci eu am trăit în lumea poeților, în afară de faptul că în 1975, împreună cu Daniel Dimitriu, am reînființat Cenaclul Junimea și timp de 15 ani am patronat, am avut grijă de acest cenaclu și am scos o carte care a apărut în 2011, tot așa, foarte. Eu scriu cărți pe care nu le citește nimeni. Deci nici aceasta, până și nici poeții care sunt prezenți acolo, nu cred că și-au procurat cartea. Sunt câțiva prezenți și aici, aceia cred că au cartea, care au portretele în cartea apărut în 2011, scoată de Casian Maria Spiridon, ca și aceasta, de fapt, la convorbiri literare, în care găsiți, dragi, minunați poeți, pentru că v-am iubit și am, chiar dacă n-am scris despre doar câțiva poeți am scris eu în viața mea, am priceput din prima când citește cineva un text poetic, dacă e poet adevărat sau nu. Mi-am verificat în ani chestiunea asta. Primul lucru. Și al doilea, ziceam de întoarcere la rădăcină. Anul trecut am deschis, anul viitor o să vă vorbesc poate și mai mult, s-a deschis la Prăjești de Măgirești, lângă Moinești, Muzeul Răzeșilor de Zar. Oglinda literară, televiziunea a venit acolo, a prezentat un lung și minunat reportaj pe care l-am urmărit cu plăcere. Mi-i place foarte rar când mă filmează cineva și ce zic și cum zic, totdeauna mă gândesc că ar fi trebuit să zic mai bine după, dar e una din înregistrările la care țin foarte mult și îi mulțumesc celui care a avut ideea aceasta. Și acum, spre exemplu, dacă veniți, o să mergeți la Muzeul Răzeșilor Găzar, pentru că cei din Iași, după ce am făcut câteva muzee acolo, Eminescu, Topârceanu, Creangă, refăcut, nu așa, n-au avut nevoie de ce știu eu de o viață la Muzeul Literar din Iași. Deci un om care a văzut și a pus mâna pe semnăturile lui Grigore Urechi, Costin Neculce, apoi până la Eminescu și până la Nicolae Labiș. Așa am făcut acolo și avem originale. Deci dacă treceți prin zona Moinești, vedeți că este și indicator, pus chiar cu o seară înainte de inaugurarea muzeului. Aveți de la ceramică de cucuteni originală, la râșnițe dacică descoperită la câteva case de casa în care a trăit bunicul meu și care va deveni foarte curând un spațiu dedicat unei gospodării de răzeci găzari de la 1880 și graj de la fel le vom reface și, desigur, monede romane, costume populare,
dar într-o tematică serioasă, făcută după ultimele date științifice. Mulțumesc tare mult și filologii se întind la vorbă. Mulțumesc că mi-ați permis să zic doar câteva cuvinte. Ar trebui să mulțumesc întâi domnului Victor Munteanu pentru faptul că m-a onorat din nou cu invitația la această manifestare literară de amploare și de ținută, de elevată ținută intelectuală. Aș vrea să spun, dacă nu mă înșel, se desfășoară această activitate sub titulatura nu de valoare și impostură în literatură. N-am reușit să văd programul. Dar mi-am amintit cu ocazia asta că în urmă cu 13 ani, în 2003, tot la o acțiune de acest fel organizată de dumneavoastră la Valea Budului, tema era aceeași. Atunci n-am fost de acord cu dumneavoastră, mi-am dat seama ulterior că eu eram cel care am greșit. Există, e posibilă impostura, mai ales în poezie este posibilă, în proză mai puțin și în critica și istoria literară, zic eu, deloc. Sau aproape deloc. Este domeniul de care mă ocup și eu, acesta al criticii și istoriei literare. Am publicat recent o carte, a patra despre Bacovia, intitulată Prozatorul Bacovia. Este prima carte cu acest titlu, deci care analizează, explorează acest domeniu al creației bacoviene, și anume proza, despre care se cunoaște mai puțin. În 2015, în mai, s-a împlinit un secol de la debutul ca prozator al lui Bacovia. A debutat atunci în revista sa de la Bacău, Orizonturi Noi, și cu proză artistică, cu un poem în proză de Paști, dar și cu proză non-artistică, cu articolul editorial, intitulat De ce? Al revistei, și ulterior și cu alte bucăți. Fiindcă am disociat pentru prima dată, zic eu, între proza lui artistică și proza non-artistică. Ca proza artistică, Bacovia a scris poeme în proză. Mulți dintre dumneavoastră știu că Agata Bacovia le-a adunat aceste poeme încă în 1926, într-un volumaș intitulat Bucăți de noapte. Ulterior a mai scris și două romane lirice, din care a publicat, așa l-a numit el, romane lirice. Dar am clasificat aici pentru prima dată întreaga lui proză și artistică și non-artistică pe categorii și memorialistică, jurnalul intim și așa mai departe, pe câteva pagini, interviuri, a scris și articole, prefețe, recenzii, cronici literare și prefețe la unele volume, despre care s-a vorbit însă mult mai puțin. A mai scris domnul Călin în cărțile domniei sale, domnia sa fiind, după cum cunoașteți, cel mai important bacovianolog al nostru, prin cele trei volume deja editate și urmează foarte curând al patrulea, Triumful unui marginal, în care se referă la receptarea lui Bacovia. Am adunat, cum spuneam, și am sistematizat aici, am vorbit despre toate prozele lui Bacovia. Fiindcă atunci, în 2015, la centenar, revista Ateneu mi-a acordat trei pagini de revistă în care am vorbit despre proza lui artistică. Ulterior am publicat și în alte reviste, și în România Literară, și în Convorbiri Literare, condusă de domnul Casian Maria Spiridon, și în Ateneu din nou, și în revista Plumb, celelalte secvenții din această carte referitoare la proza non-artistică a lui Bacovia, dar și la proza artistică. Bineînțeles, am adăugat și o bibliografie completă a scrierilor despre proza lui Bacovia, aprecieri critice despre proza lui Bacovia, etc. Domnul Casian Maria Spiridon a avut amabilitatea să scrie o prefață la această carte și un cuvânt de însoțire prezent aici pe coperta 4, în care spune că proza lui Bacovia este la fel de importantă ca și poezia sa. Poate este o exagerare, poate în cazul lui Eminescu s-ar putea scrie asta. Am scris cândva o carte și despre proza lui Eminescu. Da. Da, să încerc să închei, da? Sigur că da. Cartea este
tipărită la editura Babel, se află la librăria Crisando, costă 15 lei. Pe coperta 1 este o fotografie inedită, Agata și George Bacovia, ultima lor fotografie, la 14 decembrie 1956, când el a fost sărbătorit cu 5 luni înainte de moarte, la Uniunea Scriitorilor, la Casa Scriitorilor din București. Și voiam să spun că aici am vorbit mult despre, și despre alocuțiunile lui, despre cuvântările lui, despre care nu au fost comentate până acum, după cum nu au fost comentate nici articolele din Gazeta Literară, din Contemporanul, articole care erau, ca să spun așa, obediente, erau pe linie, erau oportuniste și nu l-am menajat pe Bacovia. Cu ocazia asta am vorbit despre sărbătorirea din 1947 de la Bacău, care a reprezentat un triumf atunci, în iulie 47, ultima lui întâlnire cu orașul natal, entuziasmul delirant al mulțimii, care a avut și a fost generat poate și de faptul că mulțimea simțea că se desparte nu doar de cel mai important fiu al Bacăului, ci și de o epocă, de o lume, de niște valori pe care în curând, după 30 decembrie 47, le va regreta. Și fiindcă s-a spus aici domnul Nușperean foarte bine despre aniversarea, atunci despre centenarul lui George Coșcuc, poet național și el, eu zic că poetul țărănimii este o sintagmă restrictivă, el de fapt este mai mult decât poetul țărănimii, este un poet național. A fost o sărbătorire foarte frumoasă atunci, cum a fost și prima ediție a Festivalului Bacovia la Bacău, în 30 septembrie 1971. Și nu întâmplător, am spus și aici că... Nu, atât, acum închei. Nu întâmplător și manifestarea lui centenarului lui Coșbuc a avut amploarea aceea deosebită și prima ediție a Festivalului Bacovia, fiindcă dacă în 47 se încheia o epocă și lumea simțea asta, în 66 și în 71 mai ales s-a simțit, începea o epocă de libertate, de